sufletul meu te dorește, Stăpâne, ca pe o fântână ascunsă-nădejduit. Suntem însetate de iubirea ta, aștept cu sete ziua când te voi vedea. Aștept cu sete ziua când te voi vedea. Vreau să-ți ofere toată viața mea, cuvântul tău e viață, vreau să-l împlinesc, cuvântul tău e viață, vreau să-l împlinesc. Tot cerem în mine speranța, că într-o zi voi vedea chipul tău, voi fi iertat, lacrimi nu vor fi, voi merge și eu, Doamne, lăcașul tău, voi merge și eu, Doamne, în lăcașul tău. Vine și eu azi la altarul tău, Doamne, să mă hrănesc cu al tău trup preasfânt. Vreau să-ți ofere toată viața mea, cuvântul tău e viață, vreau să-l împlinesc, cuvântul tău e viață, vreau să-l împlinesc. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pacea să fie cu voi și cu Duhul tău. Cu inima curată vrem să apărăm în fața Ta, Doamne, și să privim cu nesați chipul Tău. Preasfințite, dragi confrați preoți, dragă soră în sărbătoare, dragi surori din congregație, dragă familie Lucaci, ne-am adunat acum la acest ceas al zilei în catedrală pentru a face sărbătoare cu întreaga familie Lucaci și cu congregația Slujitoarele Săracilor, pentru sora Ana Lucaci, care face 25 de ani de când a spus daul definitiv lui Dumnezeu și slujirii săracilor. Acum ne-am adunat și implorăm rugăciunea lui, milostivirea lui Dumnezeu și harul său asupra sorei ca să ducă la îndeplinire voturile pe care și le-a asumat, să le ducă inspirată fiind de Duhul Sfânt și
harul să fie revărsat asupra ei. Așadar, facem sărbătoare cu întreaga familie Lucaci, cu fratele, părintele Emil, cu nepoții și cu ceilalți care ne-am adunat acum la sărbătoare. Sfințite, să prezidați această sfântă liturghie. Lăudat să fie Iisus Hristos! Sfințile voastre, părinți concelebranți, dragă părinte decan și paroh, ce voastră, monsenior rector al seminarului, dragi părinți, ai fericitei familiei Lucaci, dragă soră Ana, dragi surori însărcitoare, stimată familie, cu bucurie și personal și în numele Preasfințitului Iosif, vă salut și vă invit ca la această sărbătoare să însoțim pe sora Ana în momentul ei de preamărire ale Dumnezeu, de mulțumire și de reangajare și de reîntărire a făgăduințelor făcute acum 25 de ani. Ne dispunem pentru a celebra jertfa Sfintei Liturghiei, imn de laudă adusului Dumnezeu și rugăciune, cerem iertare pentru toate păcatele noastre. Spunem din inimă, mărturisesc lui Dumnezeu atotputernic și vouă, frați, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea. Din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea, de aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții, pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine, la Domnul Dumnezeul nostru, să avem de noi atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Dumnezeule Împărate Ceresc, Dumnezeule Părinte Atotputernic, îți mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Lovomoria, lovomoria, bine mecșerul Sivisneu, bine mecșerul Sivisneu. Doamne, Fiule, unul născut, Iisuse Hristoase, Doamne, Dumnezeule, Mielului Dumnezeu, Fiule Tatălui, care ei a supărat a păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Tu care ei a supărat a păcatele lumii, primește rugăciunea noastră.
Care șezi de-a dreapta Tatălui, miluiește-ne pe noi, fiindcă Tu singur ești sfântă, Tu sinegoră Domnă, Tu singură preaînalt, Iisuse Hristoase, împreună cu Duhul Sfânt, în întrumărirea Lui Dumnezeu Tatăl. Amin. Lobomoria, in vex sedeo semis nebo, in vex sedeo semis nebo. Să ne rugăm, Dumnezeule, prin înjosirea Fiului Tău, Tu ai ridicat omenirea căzută. Te rugăm, dăruiește-le credincioșilor Tăi bucuria sfântă că au fost eliberați din robia păcatului și călăuzește-i la fericirea veșnică. Ar persoana Ana întărește-o în misiunea ei și în făgăduințele ei pentru a sluji ție și fraților prin Hristos Domnul nostru. Citire din cartea profetului Isaia. În zilele acelea, Domnul a vorbit lui Ahaz zicându-i: cere un semn de la Domnul Dumnezeul tău, fie din adâncul Șeolului, fie de deasupra, din înălțim. Ahaz a răspuns: nu voi cere și nu-l voi ispiti pe Domnul. Isaia a zis: ascultați, casa lui David, este puțin lucru să obosiți pe oameni, că veniți să-L obosiți și pe Dumnezeul meu? De aceea, însuși Domnul vă va da un semn. Iată, Fecioara va zămisli și va naște un fiu, căruia îi va pune numele Emanuel, căci cu noi este Dumnezeu. Cuvântul Domnului. Mulțumim lui Dumnezeu! Iată vine, Doamne, ca să fac voința Ta. Iată vine, Doamne, ca să fac voința Ta. Cu dor L-am așteptat pe Domnul, iar El s-a plecat spre mine și mi-a ascultat strigătul. El a pus în gura mea un cântec nou, un imn de laudă pentru Dumnezeul nostru. Iată vine, Doamne, ca să fac voința Ta. Jertfă și ofrandă Tu nu dorești, Tu mi-ai deschis urechile. Nu cer nici arderi de tot, nici jertfă pentru păcat. Atunci am zis, iată vin. Iată vine, Doamne, ca să fac voința Ta. În sulul cărții este scris despre mine, ca să fac voința Ta. Dumnezeul meu, aceasta o doresc, legea Ta este în adâncul inimii mele. Iată vine, Doamne, ca să fac voința Ta.
vestesc dreptatea ta în adunarea cea mare. Nu-mi închid buzele, tu știi lucrul acesta, Doamne. Iată vine Doamne, ca să fac voința ta. Nu am tăinuit dreptatea ta în inima mea, ci vorbesc despre fidelitatea și mântuirea ta. Nu am ascuns îndurarea și adevărul tău în adunarea cea mare. Iată vine Doamne, ca să fac voința ta. Lectura a doua. Citire din scrisoarea către evrei. Fraților, sângele taurilor și al țapilor nu poate să înlăture păcatele. Pentru aceasta, intrând în lume, Hristos spune: Tu n-ai voit nici jertfă, nici ofrandă, ci m-ai alcătuit un trup. Nu ți-au plăcut nici arderile de tot, nici jertfele pentru păcat. Atunci am zis: Iată vin. În solul cărții este scris despre mine, ca să fac voința ta, Dumnezeule. După ce a spus mai întâi: Tu n-ai voit și nici nu ți-au plăcut jertfele și ofrandele, arderile de tot și jertfele pentru păcat. Acestea sunt totuși oferite conform legii. Acum zice: Iată vin ca să fac voința ta. Astfel, desfințează jertfa din tâi ca să o întemeieze pe a doua. Datorită acestei voințe, suntem sfințiți prin jertfa trupului lui Iisus Hristos, odată pentru totdeauna. Cuvântul Domnului. Mulțumim lui Dumnezeu! Cuvântul s-a făcut trup și a locuit între noi, iar noi am văzut mărirea Lui. Aleluia! 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 Domnul să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. Mărire ție, Doamne! În acel timp, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, al cărui nume era Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat, al cărui nume era Iosif, din casa lui David, iar numele fecioare era Maria. Și intrând la ea, i-a spus: Bucură-te, o plină de har! Domnul este cu tine. Ea s-a tulburat la acest cuvânt și cugeta în sine ce fel de salut ar putea fi acesta. Însă îngerul i-a spus: Nu te teme, Maria, pentru că ai aflat har la Dumnezeu. Vei zămisli și vei naște un fiu și îl vei numi Iisus. Acesta va fi mare, va fi numit Fiul Celui Preanalt și Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatăl său, și va domni peste casa lui Iacob pe veci, iar domnia lui nu va avea sfârșit. Maria a spus către înger: Cum va fi aceasta din moment ce nu cunosc bărbat? Răspunzând, îngerul i-a spus: Duhul Sfânt va veni asupra ta și puterea celui preanalt te va umbri, de aceea și Sfântul care se va naște va fi numit Fiul lui Dumnezeu. Iată, Elisabeta, ruda ta, a zămislit și ea un fiu la bătrânețe și aceasta este luna a șasea pentru ea, care era numită sterilă, pentru că la Dumnezeu nimic nu este imposibil. Atunci Maria a spus: Iată slujitoarea Domnului, fie mie după cuvântul tău. Și îngerul a plecat de la ea. Cuvântul Domnului. Laudă-ți-le, Hristoase!
Eu, sora Ana Lucaci, recunoscătoare lui Dumnezeu pentru harul statorniciei și al perseverenței, în acești 25 de ani de viață consacrată, cu ori înnoită și mai intensă dorință, îi ofer lui Dumnezeu viața mea pentru toți anii care îmi vor fi acordați de acum înainte. Vreau să-L slujesc până la sfârșit pe Dumnezeu și Biserica, practicând cele trei voturi de castitate, sărăcie și ascultare, după constituțiile surorilor slujitoarele săracilor și în sprijinul de caritate al fondatorului nostru, Părintele Iacob Cusmanu. Duhul Sfânt să mă lumineze, iar Preasfânta Fecioară Maria să-mi fie sprijin și ajutor. Amin. Domnul să primească acest dar pe care l-ai ales, l-ai confirmat și pentru care te-ai angajat. Lui să fie mărire, slavă și cinste. Ca curata Fecioară Maria să stea mereu alături. Mulțumim lui Dumnezeu. Preasfințite, dragă sora Ana, sărbătorita și cauza principală a întâlnirii noastre de astăzi în jurul altarului, preacucernici părinți, dragă familie a sorei Ana, binecuvântat să fie Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu orice binecuvântare spirituală în cele cerești în Hristos. Nu am găsit, dragă sora Ana și iubiți frați și surori, alte cuvinte mai potrivite decât această invocație a Sfântului Apostol Paul pentru a începe predica la această Sfântă Liturghie, când aduce mulțumirea lui Dumnezeu pentru cei 25 de ani de viață consacrată a sorei Ana Lucaci. Pentru că acesta este și motivul principal pentru care sora Ana și surorile din Institutul Călugăresc Surorile Slujitoarele Săracilor au ales să se prezinte înaintea altarului și să-i mulțumească lui Dumnezeu. Să-i mulțumească pentru imensa sa generozitate cu care a revărsat asupra sorei Ana harurile sale pentru a o face demnă să slujească atâta timp pe Dumnezeu și pe frații și surorile ei. Atunci când Dumnezeu cheamă o femeie la viața consacrată, la viața călugărească, cuvintele pe care ni le-a adresat prin profetul Ozea capătă o nouă semnificație pentru femeia chemată la viața de călugărie. Domnul îi spune: te voi uni în sfântul legământ al căsătoriei cu mine pentru totdeauna. Te vei căsători cu mine în dreptate, în iubire, în milostivire, și tu îl vei cunoaște pe Domnul. Așadar, mărturisirea, profesiunea voturilor evanghelice este o întărire, un adaos superior la acea consacrare pe care am cunoscut-o cu toții prin botez. Întrucât, urmându-L îndeaproape pe Hristos și încredințându-și întreaga viață Lui, se dedică lui Dumnezeu, făcând ca tot ceea ce face, tot ceea ce spune, tot ceea ce gândește, să devină fapte, gânduri, cuvinte, sentimente ale lui Dumnezeu și care îl reflectă pe Dumnezeu între oameni. Cei mai mulți dintre
Oamenii creștini care se consacră lui Dumnezeu împlinesc 3 voturi. Promițând să-L imite pe Hristos în aceste 3 căi. În ascultare. Urmându-L pe Hristos, care a spus că hrana mea este să fac voința celui care m-a trimis și să împlinesc lucrarea Lui. Prin acest vot, călugărul și călugărița se predă, se supune cu totul voinței lui Dumnezeu. Se sacrifică cu totul voinței lui Dumnezeu, promițând ca asemenea lui să-și asume natura de sclav, așa cum a făcut-o Hristos, ascultându-L pe Tatăl. Să învețe ce înseamnă ascultarea din suferință, pentru ca, sub impulsul Duhului Sfânt, să poată împlini ceea ce Dumnezeu, prin superiori, îi spune. Prin votul de ascultare, călugărul și călugărița își armonizează viața după voința lui Dumnezeu. Își armonizează viața după cuvintele sale, după cuvintele Evangheliei. Face ca ceea ce spune Dumnezeu să se întrupeze în cuvintele, faptele și gândurile călugărului sau călugăriței. Apoi, cel consacrat face un vot de sărăcie. Pentru ca, așa cum spune Sfântul Apostol Paul, să fie asemenea Domnului nostru Iisus Hristos, care pentru voi, deși era bogat, s-a făcut sărac, pentru ca prin sărăcia Lui voi să vă îmbogățiți. Cine mai aleargă astăzi după sărăcie? Probabil foarte puțini. Dar între aceștia puțini sunt cei care, din proprie voință și cu generozitate, aleg sărăcia lui Hristos. O sărăcie care presupune renunțarea la anumite bunuri, la anumite, privilegii, utilități, pentru ca în felul acesta, asemănându-se cu Hristos, să fie liberi în slujirea lor. Să nu fie condiționați de bunurile acestui pământ, să poată împlini cu generozitate carisma pe care au ales să o împlinească, carisma fondatorului lor. În sfârșit, cel de-al treilea vot este acela de castitate, de curăție, pentru a se face una cu Hristos, care a ales să fie singur, pentru a se dedica cu totul slujirii Evangheliei. El însuși ne spune în Evanghelia după Sfântul Matei, există eunuci care s-au făcut ei înșiși astfel pentru împărăția cerurilor. Cine poate înțelege, să înțeleagă, spune Iisus. Această castitate pentru împărăția cerurilor poate fi considerată ca un dar al Harului Divin. Un dar pe care puțini sunt chemați să-L îmbrățișeze, dar care îi face pe cei care îl îmbrățișează cu totul dedicați lui Dumnezeu. Intră într-un grup ales, un grup privilegiat, care știe că toată dragostea lor nu poate fi canalizată spre o singură persoană, ci trebuie împrăștiată cu generozitate în folosul tuturor. Și cu cât ea este mai generoasă, cu atât izvorul din care pornește această dragoste este mai bogat. Inima lor este liberă să-L iubească pe Dumnezeu mai presus de toate și să iubească pe oameni, pe fiecare dintre ei, pentru împărăția lui Dumnezeu. Celibatul este îmbrățișat nu pentru că sacramentul căsătoriei n-ar fi demn sau nu este dorit de persoana respectivă, ci pentru că unirea cu Dumnezeu, pentru a împlini lucrarea lui Dumnezeu, este un bine mult mai mare. Unirea cu Dumnezeu, deci, pentru a împlini lucrarea lui Dumnezeu,
și nu pentru alte motive meschine. Alegând să trăiască aceste trei voturi, consacratul nu devine străin față de frații și surorile lor. Dimpotrivă, el se apropie mai mult. Și chiar dacă uneori trăiește separat de ei, asemenea inimii lui Hristos, inimii lui Iisus, preasfinte inima lui Iisus, el îi primește pe toți. El sau ea îi primește pe toți în această inimă care se lărgește permanent prin harul lui Dumnezeu pentru a o putea revărsa la rândul lor asupra celorlalți. Însă cel care este chemat să trăiască aceste voturi, să trăiască această viață extraordinară, privilegiată, are nevoie de un har deosebit. Și acest har este revărsat de obicei prin mijlocirea altor persoane. El nu se naște din senin. Se naște în primul rând în sânul unei familii. Și tu, soră Ana, ai fost privilegiată să primești sămânța vocației tale în sânul unei familii bogate în credință, bogate în iubire, bogate în speranță. Privind aici în biserică, unde o parte din familie este adunată, îmi venea să-i spun părintelui Mihai, nepotul tău, care lucrează în Republica Moldova, în dieceza de Chișinău, că numai cei care sunteți prezenți aici faceți cam cât o parohie bună din dieceza vecină. O familie care a știut și a avut curajul să dăruiască bisericii numeroși slujitori, în afară de părintele Emil, fratele tău, care de 32 de ani slujește în această dieceză și am onoarea să-i fiu coleg de clasă. Pe lângă ei sunt alți doi nepoți preoți, alte două nepoate surori în diferite institute, cel puțin doi organiști, cântăreți bisericești și ce mai știu eu, alte slujiri pe care unul sau altul din familia dumneavoastră le împlinește în biserică. Ca să nu mai spun de privilegiul pe care l-a avut familia voastră ca una din surorile tale, însoțită de familia ei, să îl întâmpine pe Sfântul Părinte în vizita care a avut loc acum 2 ani aici în Iași și să rostească câteva cuvinte la care Papa a făcut și în alte rânduri referință. O familie bogată, bogată în credință, bogată în trăirea iubirii și a speranței, cu o inimă generoasă, deschisă spre Dumnezeu, deschisă spre oameni. Apoi, această celebrare mă duce cu gândul înapoi la o altă celebrare, mult mai modestă. De acum aproape 29 de ani, cred, 1992, în toamna acelui an, când într-o casă, prima casă pe care institutul vostru a procurat-o în Piatra Neamț, avea loc o celebrare prezidată de Părintele Paroh de atunci, Dumnezeu să-l odihnească, Părintele Mihai Budău, în care superioara de la acea vreme, Sor Firențe, înconjurată de alte două surori și de un număr de tinere, deschidea într-un fel drumul pe care acest institut avea să-l parcurgă în dieceza noastră și de mai mulți ani și în dieceza de București. Un prim grup de tinere care au ales, poate nu într-o manieră pe deplin conștientă, dar cu o inimă deschisă și generoasă, să se alăture acestei carisme. Nu știu câte dintre voi își mai aduc aminte, sau poate nici nu erați pe vremea aceea, de această celebrare modestă, într-o cameră mare, amenajată ca și capelă, în acea casă. Dar acolo s-a aflat sămânța dezvoltării acestei familii și a evoluției acestei familii în dieceza noastră și în alte părți din,
din România. Acolo s-a aflat izvorul care a continuat mereu să curgă și să îmbogățească și biserica noastră locală, dar și institutul vostru. Este oare o coincidență că fondatorul acestui institut a fost beatificat în aceeași zi și la aceeași sfântă liturghie cu fericitul nostru Ieremia Valahul, la care preasfințitul a fost prezent? În fața lui Dumnezeu, orice coincidență nu înseamnă altceva decât o împletire armonioasă a voinței sale în viața noastră și în parcursul bisericii. Toate aceste momente și toți acești oameni au contribuit pentru ca harul lui Dumnezeu să se reverse cu generozitate în inima ta, să te întărească pentru a-i putea împlini voia. Și după ce ai parcurs drumul, nu întotdeauna ușor, și cei care l-au parcurs știu ce înseamnă aceasta, ai ajuns ca astăzi să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru această frumoasă vârstă. Oare câte dintre tinerele care au fost în acea zi de toamnă, în acea mică capelă, au ajuns până aici? Probabil ești singură. Cu siguranță au urmat altele care ți-au călcat pe urme, dintre care o parte sunt aici în biserică și nu știu dacă sunt chiar atât de doritoare să ajungă repede la 25 de ani de viață consacrată. Tragem cu toții cât mai mult să rămânem o perioadă cât mai îndelungată tineri, dar în mod inexorabil veți ajunge într-o zi să-i mulțumiți lui Dumnezeu asemenea sorii voastre mai avansată în experiența trăirii vieții consacrate. Dumnezeu deci s-a folosit de aceste evenimente, de persoane, pentru a te face să împlinești voia sa în diferite case, în diferite slujiri, în diferite momente de fericire, de bucurie, dar și de eșec, de durere, de suferință, pentru ca în cele din urmă să se împlinească pe deplin în tine cuvintele Sfântului Apostol Paul, care spune: am alergat, am făcut lucrarea cea bună, am alergat și acum îmi aștept răsplata, dar asemenea lui mai e de așteptat. Nu știu dacă noi vom mai ajunge și la cei 50 de ani pe care îți dorim să-i sărbătorești la timpul potrivit, dar sunt convins că în rugăciunea voastră vă veți aminti de cei care, de care Dumnezeu s-a servit pentru ca tu și voi, în general, să ajungeți să trăiți aceste momente. Trebuie să știm un lucru cu siguranță. Viața consacrată nu este formată din iluzii, nu este formată din nostalgii, din trăiri sentimentale. Viața călugărească într-un convent, fie el și deschis, nu este numai cântec și dans asemenea unor filme la care, știu, ne face plăcere să ne uităm ca sunetul muzicii sau Sister Act. Viața călugărească înseamnă trăirea încăpățânată și perseverentă a vieții de credință, a credinței care ne-a fost sădită în inima noastră la botez, prin cei apropiați nouă, a dragostei neustoite de a împlini voința lui Dumnezeu și a speranței că El este singura noastră răsplată adevărată. Fie ca bunul Dumnezeu să continue să te sprijine, să te întărească și să-ți dăruiască darurile sale pentru a fi mereu fidelă promisiunilor pe care le-ai făcut și carismei fondatorului vostru. Lăudat să fie Iisus Hristos! Cele voastre, dragi surori, dragi frați și surori în Hristos, în lumina lecturilor sfinte pe care le-am proclamat, le-am ascultat și a cuvântului Monsignorului Rector, la această celebrare sfântă
în lumina declarației pe care a făcut-o sora Ana din nou, această făgăduință pentru a merge mai departe, acum noi, cei de față, unindu-ne cu bucuria ei, vrem împreună să o însoțim și să spunem și noi, cu aceeași credință, crezul nostru. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți veci, Dumnezeu din Dumnezeu, lumina din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri, s-a întrupat de la Duhul Sfânt din Maria Fecioară și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat. A înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer. Și a de-a dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dădător, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică. Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor. Aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Fraților preiubiți, dragi surori, întrupându-se în sânul Mariei, Fiul lui Dumnezeu, cuvântul veșnic, a venit între oameni pentru a-i mântui. După ce și-a arătat astfel dragostea, putem să-i cerem cu toată încrederea harurile necesare pentru mântuire. Doamne Iisuse Hristoase, zămislit în sânul Sfintei Fecioare Maria. Pentru ca în dificultăți și persecuții, Biserica să descopere planul de iubire a lui Dumnezeu, care o face asemenea Învățătorului, să ne rugăm. Te rugăm, ascultă-ne! Pentru ca toți cei aflați în necazuri și suferințe, să trăiască siguranța că la Dumnezeu nu va fi nimic pierdut, să ne rugăm. Te rugăm, ascultă-ne! Pentru ca săracii să vadă în Hristos pe apărătorul lor, să ne rugăm. Te rugăm, ascultă-ne! Pentru ca persoanele care suferă să poarte cu răbdare povara crucii, trăind în speranța că vor fi răsplătiți cu viața veșnică, să ne rugăm. Te rugăm, ascultă-ne! Pentru ca această sfântă liturghie să ne dea puterea de a ne conforma în toate, chiar și în pătimire și moarte, cu Hristos Domnul, să ne rugăm. Te rugăm, ascultă-ne! Îți aducem mulțumire, Doamne, pentru cei 25 de ani de viață consacrată a sorei noastre, Ana Lucaci, și te rugăm să o copleșești cu binecuvântarea și pacea ta, să ne rugăm. Te rugăm, ascultă-ne! Pentru Sfântul Părinte Papa Francisc, care ne-a iubit și ne iubește, care are nevoie de rugăciunea noastră, așa cum el mereu cere, noi, cei de aici, amintindu-ne de vizita lui, într-un chip deosebit să ne rugăm pentru sănătatea lui și binecuvântarea întregii biserici, spunând, te rugăm, ascultă-ne! Părinte Ceresc, Tu ne iubești așa de mult încât ne-l dăruiești pe Fiul Tău. Îți mulțumim pentru iubirea Ta nemărginită și Te lăudăm împreună cu Preasfânta Fecioară, pe Tine,
care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Rugați-vă, fraților și surorilor, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernic. Darurile pe care le închinăm numelui Tău, să ne purifice, Doamne, și să ne facă să înaintăm zi de zi în trăirea vieții cerești, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Cu adevărat vrednic și drept, de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea ție, Părinte Sfânt, prin Fiul Tău iubit, Iisus Hristos, cuvântul veșnic prin care toate le-a creat, pe care l-ai trimis ca mântuitor și răscumpărător, întrupat de la Duhul Sfânt și născut din Fecioara Maria, ca să împlinească până la sfârșit voința ta și să adune un popor care să ți aparțină când a sosit ceasul suferințelor sale și a întins brațele pe cruce, rupând astfel lanțurile morții și deschizându-ne calea învierii. De aceea, împreună cu toți îngerii și sfinții, vestim fără încetare mărirea ta, cântând cu bucurie. Sfânt, 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 Domnul Sabaot, plină este cerul, cerul și pământul, De mărirea ta. Osana, Osana, Osana.
Hristos în trocea de sos. Divină este covenetat cele ce vine în numele Domnului. Osana, 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 înătru ce de sos, înătru ce de sos. Cu adevărat, Sfânte și Doamne, izvor la toată sfințelia, te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roa Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bunăvoie spre pătimire, a luat pâinea și mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu, care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cine luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne face împărtași de trupul și sângele lui Hristos. Să aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, împreună cu Părintele nostru Papa Francisc, cu episcopul nostru Iosif, cu toți episcopii și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au dormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci ai iubit, să ne vrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să te lăudăm, să te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție Dumnezeule Tată Atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele,
Dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-le, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește de pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim purura liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pace mi-o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale. Binevoiește dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Să ne oferim un semn al păcii. Pax tibi. Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra Ta păcatul lumii, miluiește-ne pe noi. Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra Ta păcatul lumii, care iei asupra Ta păcatul lumii, dă-ne nouă pace. Să ne fie nouă care le primim spre viața cea veșnică. Sângele Tău, Doamne, Iisus Hristoase, să nu fie spre judecată și sunt. Și prin bunătatea Ta să împărăsească spre apărarea sufletului și a trupului și spre tămăduire. Iată Mielul lui Dumnezeu, iată-L pe acela care ia asupra Sa păcatele lumii. Cine va mânca din această pâine, va trăi în veci. Doamne, nu sunt vrednic, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui. Trupul lui Hristos. Să-ți mulțumesc pentru atâta iubire, inima-ți răpună să vă pentru noi e viață, ne-am putea să facem în lume să fie veșnic în chinare. Tu ești Domnul meu, Tu cel căutat, inima mea după Tine strigă, vreau ca legea Ta să-mi conducă pașii. Sunetul setat de dragostea Ta, cum să-ți mulțumesc pentru atâta iubire, inima-ți răpună
să pene tronoie e viață, ne-am putea să facem în lume să fie veșnică nechinare, jertfei tale sfine tăve. Oricând te-am chemat, când te-am așteptat, nu m-ai lăsat fără de răspuns. Vreau să fiu mereu sub paza ta, sunetele setate de dragostea ta. Să-ți mulțumesc pentru atâta iubire, inima-ți străpună să pentru noi e viață, ne-am putea să facem în lume să fie veșnică nechinare, jertfei tale sfine tăve. Când te-am căutat, te-ai lăsat găsit, umă plemă iară de prezența ta, un pământ uscat e inima mea, sunt nesetat de dragostea ta. Cum să-ți mulțumesc pentru atâta iubire, inima-ți sărăpună să pentru noi e viață, ne-am putea să facem în lume să fie veșnică nechinare, jertfei tale sfine tăve. Să ne rugăm. Doamne, Tu ne-ai compleșit cu darurile Tale minunate, dă-ne, Te rugăm, harul să primim în noi roadele mântuirii și să nu încetăm niciodată a Te lăuda. Prin Hristos, Domnul nostru. Preasfințite, vreau să prezint câteva gânduri referitor la sărbătoarea aceasta, jubileul de 25 de ani de viață consacrată ei sorei Ana Lukács. Catedrala e plină de flori și culoare, catedrala e plină de ochi blânzi, plini de soare, catedrala e plină de rugi vii iubitoare, catedrala e plină, e jubileu, sărbătoare. Sora Ana azi jubileul îl are, sora Ana azi mirelui înalță cântare, sora Ana mulțumiri de la toți fiecare, sora Ana e ferice de slujirea ce o are. Ai venit în lume în Săveni, micul sat, ai crescut de mică la orfelinat, ai lucrat la haine, croind și călcând, ai pus temelie astfel drumului trasat. Providența a fost familia și satul, providența a fost chiar orfelinatul, providența a fost negăsind un altul, providența a fost că mi-ai urmat sfatul.
De an 25 faci chemare vie, de an 25 aduci bucurie, de an 25 ești cu Domnul în vie, de an 25 ce minunăție! Inim azi cu tine-s în episcopie, inim azi se roagă și din preoțime, inim vicenține îți doresc doar bine, inim de-al de Lucaci se mândresc cu tine. Mulți ani, Ana soră, Domnul în iubire, mulți ani, Ana soră, cu Domnul slujire, mulți ani, Ana soră, cu Domnul jertfire și veșnic sor Ana, cu Domnul mărire. La mulți ani! Dragă sora Ana, cele voastre, prinți concelebranți, signore, rector, decan, părinți ai familiei Lucaci, de-al noi și din Moldova, dragi surori, dragi părinți și fericită familie, aș considera acest moment, pentru asta m-am și hotărât să vin la celebrarea Sfintei Liturghii, ca o continuare a bucuriei celor două evenimente mari. Fratele Ieremia și fericitul Guzmanu. O întâlnire fericită la Roma și iată prin voi, dragi surori, și aici, la noi, cum ne-a spus și Monseigneur Urech. Un eveniment care ne încurajează, care ne face să fim mereu optimiști, pentru că Dumnezeu lucrează în mod misterios, dar lucrează continuu și e prezent între noi și e prezent cu noi. Iată, și prin fericiții noștri, dar și prin fiecare persoană pe care El ne-o scoate în față. Și frații capucini se ocupă mult de cei simpli și săraci. Și fratele Guzmanu, și voi ca și surori, ale bocone, cum se spune, slujiți pe Iisus în cei săraci, umiliți, cei fără posibilități de viață. Pentru cei care sunt disprețuiți, știu că la Piatra Neamț ați lăsat și la București, mă gândesc și unde sunteți, ați lăsat urme așa de minunate că v-ați apropiat și de cei care n-au ce mânca sau de cei care sunt romi sau de cei care sunt năpăstuiți. Și sigur că asta este un gest al întâlnirii cu Dumnezeu. Al doilea moment pe care am zis că vrem să-l comemorăm în afară de trăirea bucuroasă aici, sigur, în această atmosferă, în familia natală, în familia, iată, de viață consacrată, noi mai avem un moment de mare bucurie. Amintirea acelui ceas când Sfântul Părinte a venit aici, în catedrală, i-a binecuvântat pe cei bolnavi, i-a primit pe cei în vârstă, i-a încurajat aici la noi. Dar mai mult a făcut-o când sus, pe scena altarului unde a fost celebrarea întâlnirea cu Sfântul Părinte celebrată, a urcat o familie. O familie de aici, de la noi. O familie de care e legată sora Ana, legați părinții noștri, aici prezenți, și sigur că draga familie care
a venit să-i spună Sfântului Părinte că el e fericit că el binecuvântează toate familiile și că trebuie să se încreadă mereu în cei care îl ascultă, îl urmează și se roagă pentru el. A fost mare acest moment, bucurie mare că o familie întreagă, de la cei mai mici până la cei mai mari, în vârstă, au fost acolo să-i spună Sfântului Părinte istoria familiilor noastre, rolul familiilor noastre. Sigur că și acest moment de astăzi e tot o sărbătoare în familie, în familie în fața lui Iisus, în familie lărgită, prin care noi, așa cum Sfântul Părinte a primit, îi oferim lui Dumnezeu, voi, dragi surori, și tu, dragă sorană, iubirea voastră, slujirea voastră, dragostea voastră. M-am bucurat de cuvintele Monsignorului Rector și sigur că aveți atâtea ocazii acum să trăiți aceste clipe frumoase, aducându-vă aminte și de început, dar chemându-vă să gândiți și în viitor. M-am bucurat să le auzim și să le reînnoim aici în spirit de rugăciune și să avem binecuvântare de la Dumnezeu. Purtați cu dumneavoastră, braților, aici la noi și oriunde mergeți acest mesaj al iubirii lui Dumnezeu pentru familie și în familie. Sigur că ne rugăm pentru tine, sorana, și pentru surorile, colegile tale, dar ne rugăm și pentru celelalte persoane consacrate și pentru toți cei care și-au oferit viața pentru a-L face cunoscut pe Iisus și într-un fel să-I aducem bucurie și Sfântului Părinte. Am spus într-un moment că e bine să facem o intenție specială acum la această liturghie pentru Papa, care sigur că știți că a avut o operație și că mâine ne va vorbi de la fereastra Spitalului Gemeli. O rugăciune pentru a-L binecuvânta Dumnezeu, pentru ca Maica Domnului să-L ocrotească și sigur că noi să ne bucurăm cu El în întreaga biserică. Și vă dorim succes vouă, celor de aici și oriunde sunteți, la Roma sau unde sunteți, la Sicilia sau unde lucrați, la București, să o faceți cu toată dragostea. Acest cuvânt îl spun așa cum am spus și la început personal și, sigur, onorând întreaga familie, o spun și în numele Preasfințitului Iosif. Și acum, cu bucurie, continuăm drumul nostru, drumul tău, slujindu-L pe Dumnezeu și lăudându-L și cerându-I mereu ajutorul Său pentru noi, biserica noastră, țara noastră, pentru toată lumea. Acum, cu bucurie, având în suflet și spiritul Maicii Preacurate, slujitoarea lui Hristos și a noastră, îi cerem binecuvântare lui Dumnezeu pentru toți cei de față, pentru toți cei dragi ai noștri. Domnul să fie cu voi și cu să fie numele Domnului binecuvântat. Acum și până la ajutorul nostru este în numele Domnului, care a făcut cerul și pământul. Prin mijlocirea Preacuratei Fecioare Maria și a Sfinților noștri protectori, să vă binecuvânteze Dumnezeu Atotputernicul, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Celebrarea jertfei Sfintei Liturghii și reînnoirea momentului festiv al voturilor
S-a terminat. Mergeți și trăiți în pace. Ave Maria, Mama Cerească, Tu ești Regina Cerului. Ave Maria, Mama Cerească, Tu ești Regina Cerului. Spre Tine, Mama, le regăm cu iubire. În Tine, Tatăl, și-a arătat mărirea. Ave Maria, Mama Cerească, Tu ești Regina Cerului. Ave Maria, Mama Cerească, Tu ești Regina Cerului. Credința Ta în Hristos, Domnul nostru, ne dă curaj, ne tărește în drumul vieții. Ave Maria, Mama Cerească, Tu ești Regina Cerului. Ave Maria, Mama Cerească, Tu ești Regina Cerului. Ești steaua ce nevestește lumina, ești călăboza și protectoarea noastră. Ave Maria, Mama Cerească, Tu ești Regina Cerului. Ave Maria, Mama Cerească, Tu ești Regina Cerului.